în zona Frisia, provincia respectivă. De acolo vine, de exemplu, și Frisia în Câmpina. Este o zonă mai rurală, cam majoritatea cu ferme de vaci, zicem la pastoral. Dar au acolo și o problemă, dispar păsările de pe pașiști. Și atunci, probabil și datorită intensității agriculturii din zona, atunci ei doresc să implementeze guvernanță participativă, pentru 20% din teritoriul rural care îl au, să aibă mecanisme care să stopeze dispariția păsărilor. E foarte grav la ei, estimează undeva între 4 și 10 ani că vor rămâne fără toate pupajești. Și practic am dorit ca să identificăm într-o zonă 2000 de hectare, sau mai multe zone, nu este restrictiv, unde comunitățile, instituțiile, factorii de decizie se poate să fie de acord să implementeze un mecanism în care fiecare să aibă interes acolo, care să se țină. Cea mai importantă migrație s-a înregistrat în urmă cu 12 până la 15.000 de ani în timpul glaciațiunilor. În această perioadă, la nivelul planetei, era stocată o mare cantitate de apă sub formă solidă, datorită temperaturilor scăzute. Astfel încât nivelul mărilor și a oceanelor era un picuț mai redus decât acum. Iar acest lucru a favorizat ca între Alaska și Siberia să se formeze legătură de pământ, o conexiune numită, a fost numită tot de către oameni de știință, Beringea. Pe hartă, uitați, aceasta ar fi Beringea, deci o formă de relief joasă în zona mării Bering de astăzi, care este o mare cu o adâncime scăzută. Deci s-a format această formă de relief în forma de o câmpie foarte joasă, care a favorizat migrația populațiilor umane spre cele două continente. Dacă îmi permiteți, eu le-aș provoca pe domnul Covid, care știu că deci, zona respectivă este practic între două situri. Partea de sus este sit administrat de dânsii. Un pic mai departe. Da, cu mențiunea că setul care merge până în Sighișoara este un spa. Deci acolo avem o întorzare cu speciile de păsări. Nu contează, că aveți baza de date pe ce mai sus, mai sus coridorul mare este compus din mici zone, mici coridoare sau mici zone sensibile. Pe ce avem noi fundamentat este pe scii și pe carnivore mari. Și noi venim acum cu un coridor în afara arelor protejate, că ne putem uita ce arii protejate avem jur împrejur și coridorul ăsta cât de cât, am putea să-l conectăm cu spau și sciu în apa mare și cu corișul tipografic, da? Și cu alte zone sau cu altă zonă în afara arelor protejate. Cu problema e că... construcție sau cu cele existente? Că eu mă gândesc și la reconstrucție în viitor de coridoare ecologice. Și știm că sunt exemple chiar faine. Mă numesc Cristian Stefanescu Mihai. Lucrez în prezent pe un proiect al Băncii Mondiale pentru protecția apelor, special pe directiva nitrați. Ca specialitate sunt angajat în acțiuni de care țin de agricultură, în principal pe elaborarea și aplicarea codului de bune practici agricole. Mi se pare deosebit de important, având în vedere că autoritatea de mediu, de la nivel județean, emite avizele și autorizațiile de mediu și atunci ar trebui un cadru de reglementare ca în momentul în care se emit autorizații, ceea ce privește evaluarea impactului de mediu, să țină cont de ceva scris, de o reglementare. Cred că e o idee foarte bună. Din cât am investigat și discutat și știu despre subiect, cred că trebuie să se ajungă totuși la o analiză mai detaliată ceea ce înseamnă aceste coridoare. Mi se pare că mai mult de muncă până când se ajunge la o, nu neapărat o delimitare strictă, dar măcar o catalogare a lor, inventariere a lor și apoi, bineînțeles, studiile se mai pot fi aprofundate.
totul trebuie să aibă la bază studii și analize. Un act de reglementare nu poate să stea fără o analiză științifică și nu poate să stea fără consultare. Cred că trebuie o mapare foarte bună a ceea ce s-a făcut până în prezent. Sunt ariile protejate, inclusiv rețeaua Natura 2000. Pe partea de ape, da, pentru că ceea ce privește utilizarea fertilizanților de către fermieri, există un impact la nivel de biodiversitate a plantelor și de aici, bineînțeles, a insectelor și pe tot lanțul trofic. Considerăm că lucrurile se leagă în natură, nu putem privi doar protecția apelor, iar printr-o mai bună colaborare între instituții putem ajunge la concluzii care se pot transforma și în acte de reglementare, astfel încât ca societate să ne dezvoltăm mai sănătos și să avem în vedere și aceste coridoare. Cred că este nevoie de, în continuare, de efortul pe partea de conștientizare. Atât timp cât omul are un interes, dar nu-l vede ca fiind imediat și nu-l conștientizează, participarea este una relativ scăzută